Pe simezele galeriilor de artă Ion Andreescu din orașul nostru sunt expuse o serie de tablouri semnate de pictorița bucureșteană Cornelia Victoria Dedu, lucrarea căror coloristică încântă privirea. Avem pe simezele galeriei Ion Andreescu din Buzău o expoziție pe care am vernisat-o de curând. Este vorba despre Cornelia Victoria Dedu, care vine cu o selecție de lucrările, cele mai recente ale domniei sale. Sunt lucrări extrem de picturale, aș putea spune. Este o trăsătură caracteristică a operei Corneliei Dedu și trebuie să spun că toate genurile artistice, peisaj, compoziție, natură statică, sunt prezente aici. Cornelia Victoria Dedu este o pictoriță cunoscută atât în țară cât și peste hotare. Lucrările artistei, aflându-se în Franța, Anglia, Statele Unite ale Americii și în alte țări de pe mapamunt. Este un suflet sensibil, o artistă, așa cum spuneam, cu o mare tentă picturală, coloristică, pune accent pe pata de culoare picturală și mai puțin pe desen. Este produsul Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, având printre profesori, de exemplu, pe maestru Corneliu Baba, Călina Lupi și alți artiști care au făcut, de fapt, istoria artei românești contemporane. Expoziția de pictură alcătuită din uleiuri pe pânză, cele mai multe dintre ele inspirate din natură, va putea fi vizitată pe tot parcursul lunii mai, în timp ce artiștii plastici buzoieni vor fi prezenți la București cu expoziția aniversară a 45 de ani de activitate profesionistă la Buzău. Expoziția va fi vernisată luni 13 mai ora 17 la Galeria Orizont din centrul capitalei. În noaptea de 24 spre 25 mai, când se derulează proiectul național Noaptea Galeriilor, vor fi proiectate filme despre proiecte artistice realizate de membrii filialei buzoene a Uniunii Artiștilor Plastici din România, precum și imagini care descriu atracțiile turistice ale județului nostru.